Cei care s-au născut în zodia Taurului vor avea în prima parte a zilei de 15 iunie destule motive de enervare și supărare, nu le vor manifesta în mod vizibil, nu le vor da curs cu voce tare, nu le vor rosti, dar le vor trăi. O să-i supere destul de multă lume, soțul sau de la caz la caz soția, partenerul de afaceri. Mai complicat este felul în care vor trăi și vor reacționa atunci când vor fi atacați, criticați, provocați de către persoane care atât așteaptă, altă treabă n-au, asta vor, asta le place să facă, să-l pună în încurcătură pe cel născut în semnul Taurului. Evoluție destul de șubredă cu privire la procese, anchete, depoziții, mărturii. În general, nici taurii nu trebuie să forțeze nota. E un moment în care trebuie să rămână rezervați și spectatori, oricât de mare ar fi nemulțumirea, pentru că pe fond contextul astral nu le permite să fie constructivi, activi și să domine momentul. Dimpotrivă, vor fi cam dominați ei de moment, vorba cronicarului, nu-i bietul om deasupra vremurilor, ci sunt vremurile deasupra lui. Între 15 iunie, după ora 12 și 17 iunie, după amiaza, preocupări, poate, de natură materială, mai ales chestiunile oficiale, hârtii, acte, dosare, relații cu instituțiile sau cale legală pentru a repara ceva din punct de vedere financiar. Cerere, reclamație, proces. În sfârșit, tentativă de a aborda într-un chip corect o problemă foarte amestecată și confuză și complicată cu privire la un partaj, o succesiune, o moștenire, o împărțeală de orice fel. În preajma datei de 17 iunie lucrurile se pot complica și să se spună multe cuvinte și să nu se ajungă la nicio înțelegere. Aici vulnerabilitatea nu constă în faptul că se pierde timpul. Depășim etapa. Sigur că nu-i plăcut, dar nu. Acesta este aspectul fundamental, ci faptul că se pot comite indiscreții, că se spune și ce nu trebuie, că se vorbește prea mult, că se oferă celorlalți, rivalii, dușmanii, competitorii, destul de multe argumente. Aceia încep să îl cunoască mai bine, îi văd strategia, identifică vulnerabilitățile și înțeleg cam pe unde se plasează. Și se recalibrează și se trezesc brusc cu niște persoane care schimbă punctul de vedere, ridică alte pretenții pentru că s-au lămurit cu cine au de-a face. De aceea e bine să nu spuneți decât strictul necesar atunci când e nevoie, dacă sunteți întrebați, nu povestiți amintiri din copilărie, nici pilde și multe alte lucruri care pot să dezvăluie detalii despre viața noastră, despre caracterul noastră sau chiar despre contul dumneavoastră din bancă, indiferent de situație, și că acel cont e cam gol și că acel cont e cam plin. Cât privește forța astrală a lunii pline în Săgetător din ziua de 17 iunie, trebuie să ne îndreptăm atenția și spre sectorul banilor câștigați din muncă proprie. În unele cazuri poate să fie și o surpriză plăcută, să aibă norocul de a rezolva ceva, de a discuta, de a găsi o portiță, o oportunitate și de a pune lucrurile la punct sau de a se hotărâ să treacă la acțiune și să se implice într-o revendicare. Pot să facă un prim demers, o discuție de principiu, depunerea unui document, fără ca prin asta să se facă tot ceea ce trebuie făcut, mai au cale destul de lungă. Între 17 iunie, după ora 19 și 19 iunie, preocupări legate de minte, intelect, conștiință, educație profesională, situații foarte complicate care privesc comunicarea. Acum, comunicarea înseamnă să fie minimum două persoane sau, mă rog, să fie vorba de un grup. Și în acest cadru, mai mult sau mai puțin organizat, fiecare spune ce crede, ce vrea. Să zicem, avem o comunicare.
din perspectiva astrală, nu avem o comunicare. Pentru că chiar dacă vor fi mai multe persoane la un loc, nici nu pot vorbi pentru că se vor întrerupe, se vor bloca, se vor enerva, se vor certa, nici nu se vor auzi unii pe ceilalți, nici o replică coerentă și un argument pertinent nu pot să lanseze. În mod normal, nu ar trebui să se discute lucruri importante. La fel, înțelept ar fi ca o serie de persoane născute în zodia Taurului să nu abordeze lideri, șefi de instituție, cadre universitare, oameni cu imagine și notorietate care au și statutul lor, vanitatea lor, orgoliile lor și care în acest moment nu-i pot ajuta, nu-i vor înțelege, îi vor judeca, îi vor sancționa, le vor purta pică, nu vor fi nici aceia la înălțime. Vor avea impresia că și cel mai legitim demers sau cea mai firească abordare este un atentat la onorabilitatea lor, că au depășit măsura, că pretind absurdul. În sfârșit. De aceea este bine ca aceste inițiative să fie plasate într-un alt moment decât cel al săptămânii viitoare. Continuă tranzitul planetei Marte prin casa a treia și se apropie și face și conjuncție cu Mercur, ceea ce înseamnă că discuțiile vor sta sub semnul rigidității și ostilității sau răcelii, nu al indiferenței, al răcelii afective. Aceste persoane pot să fie niște ființe care, la un moment dat, să îi sperie pe cei din jur prin radicalismul de care vor da dovadă. Unii să constate că au dat peste altă persoană care gândește într-un chip cu totul și cu totul special, care face ca o serie de demersuri să fie părăsite, abandonate, inutilă discuție, inutilă întâlnirea. Alte ori vor obliga pe cei care îi ascultă, îi văd, să ia niște decizii, dacă vor mai vorbi cu ei în viitor, dacă vor mai colabora. La fel de șubredă este și prezența lor în fața unei comisii de jurizare, de examinare, de verificare, deși sunt bine susținuți astral la capitolul învățare, acumulare de cunoștințe, sedimentare, sinteză și memorie, memorizare. Totuși, nu e vorba de un succes fulminant. Lucrurile merg greoi, anost și s-ar putea ca să nu facă întotdeauna cea mai bună impresie, cea mai convingătoare prestație să o aibă într-un astfel de moment. E nevoie de șlefuire, de mlădiere, de o anume diplomație, dacă nu cumva chiar de un strop de actorie. Între 20 și 21 iunie, momente interesante, oarecum ciudate sau situații speciale care privesc locul de muncă, activitatea profesională și locul sau rolul lor în cadrul unor evenimente cu ecou, cu răsunet de notorietate. Despre unele persoane se va putea vorbi sau ei se vor putea remarca sau se vor afla în situații care le vor atrage în mod special atenția prin ineditul lor sau prin descoperirile pe care le vor face și concluziile nebănuite la care vor ajunge.